Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Astăzi discutăm despre fauna azonală. În sudul Dobrogei și sud-vestul țării, datorită climatului mai blând, cu influențe submediteraneene, întâlnim o serie de specii de animale deosebite, cum ar fi vipera cu corn, scorpionul, broasca țestoasă, șerpi și păsări specifice Europei sudice. Așa cum putem observa și pe harta din partea stângă, vipera cu corn este foarte răspândită în Europa sudică, în special în peninsula balcanică. Fauna și lunca deltei Dunării. Ei bine, în zonele de luncă numite și zăvoaie și în delta Dunării trăiesc numeroase specii de animale, cum ar fi pești precum crapul, șalăul, știuca, somnii și sturionii, păsări precum lebedele, pelicanii, stârcie, gretele și cormoranii, mamifere precum caii sălbatici care trăiesc în grindurile din delta Dunării, mistreți, cerbi, căprioare, vulpi și șacali, precum și numeroase specii de șerpi și reptile. Voi ce știți despre morun? E bine, morunul este o specie de sturion și este foarte valoros. Aflați de ce este atât de valoroasă această specie și de ce sunt valoroși în general sturionii. Lăsați răspunsul vostru în secțiunea de comentarii. De asemenea, vă propun să mai răspundeți la o întrebare. Cum putem proteja speciile de animale deosebite aflate pe cale de dispariție? Fă o listă cu cel puțin 5 măsuri pe care trebuie să le luăm pentru a proteja aceste specii. Atât pentru astăzi, dragilor, nu uitați să vă abonați și să share-uiți, să împărtășiți canalele Educred Gimnaziu și Lecții Geografie Geography Classes. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!